Ziua de 1 iunie nu schimbă realitatea pe care o trăiesc copiii din mediul rural. Conform unor date strânse în ultimii ani de organizația World Vision Romania, 2 din 10 copii merg la culcare nemâncați, iar aproape 40% dintre adolescenți lipsesc de la școală pentru că trebuie să muncească în gospodărie. Cu cifre suplimentare vine colegul meu, Andrei Rotaru. Bun găsit! Conform statisticilor, din 5 copii din mediul rural, unul merge la culcare cu stomacul gol, iar 2 din 10 copii spun că niciodată sau aproape niciodată familia nu reușește să le asigure suficientă mâncare. Mai mult decât atât, unul din 4 copii spune că mâncarea pentru masa de seară nu ajunge întotdeauna pentru toată familia, iar copiii sunt nevoiți să renunțe la alimente în favoarea adulților care merg la muncă. Ne uităm acum și la situația în ceea ce privește școala. Și asta e pentru că, e bine, pentru unii dintre copiii din mediul rural, școala ajunge să fie un loc despre care doar vorbesc. Unul din 10 nu merge la școală. 37% dintre adolescenți lipsesc de la școală pentru că trebuie să muncească în gospodărie. Iar din lipsă de bani, aproximativ 8% dintre părinții chestionați au răspuns că au fost nevoiți să își tragă unul sau mai mulți copii de la școală. Și asta, bineînțeles, pentru a face față cheltuielilor. Iar această lipsă a educației și, bineînțeles, sărăcia produc efecte pe care le vedem, iată, și în cifre. Și asta pentru că în mediul rural, în medie, vârsta la care minorii încep să fumeze și să consume alcool este mai mică de 14 ani. Aproape unul din 3 copii, sau aproximativ 28%, spun că nu ar anunța autoritățile în situația în care ar fi victimele unor acte de violență, iar aproximativ o treime dintre aceștia spun că se tem pur și simplu că nu vor fi crezuți, iar asta în condițiile în care 2 din 10 copii din mediul rural spun că violența este prezentă mult sau foarte mult în școala lor. Este important să menționăm faptul că aceste date au fost strânse de organizația World Vision Romania în perioada aprilie-mai 2022 cu un eșantion de adulți de 1747 de persoane, 1120 de adolescenți și 1232 de copii.